Vă salut, prieteni dragi, bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să vorbim despre favoriții din data de 11 iunie 2023, dar nu înainte de a începe vlogul vreau să vă rog să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube pentru că încă puțin mai avem și ajungem la 30.000 de abonați și pentru asta vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Prieteni, nu înainte de a vă spune favoriții din data de 11 iunie vreau să vă spun că cu siguranță dumneavoastră nu vă așteptați la un asemenea favorit sau mai pe scurt favorită, vă spun ceva dinainte, doar că vreau să fac o mică rectificare, știți că data trecută vorbeam despre AISA și că a fost eliminată, vreau să vă spun că am înțeles greșit descalificarea ei și motivul descalificării, m-am documentat mai mult, am pus mai multe întrebări și vă pot spune că nu staful a fost de vină, ci Aisa pentru că Aisa a plecat de capul ei din emisiune, cei din producție nu au mai vrut să, au rugat-o să intre, Aisa a plecat direct acasă, după cum bine știți au un contract acolo semnat, v-am spus când este de dat în producție, sunt primul care dau, când este de luat apărarea și de spus adevărul, spun adevărul, deci Motivul pentru care Aisa a fost descalificată este pentru că ea a ieșit, după cum bine ați văzut și dumneavoastră la televizor, din emisiune. Cei din staff s-au rugat de ea să revină înapoi în emisiune, ea nu a mai revenit, a plecat acasă, iar a doua zi a venit la filmări ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și din acest motiv pe Aisa au descalificat-o. Acum vlogul următor o să vorbim puțin și despre Patrick, doar că toate le vom lua pe rând, astăzi vorbim strict de favoriți și motivul pentru care Patrick nu pleacă acasă, rămâne doar să vă abonați la canalul meu de YouTube încă o dată vă spun, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care postez și acum să trecem la oile noastre. Da, fraților, vedeți bine, favorită în data de 11 iunie 2023 este chiar Bianca. Mai multe nu am de comentat, vreau să vă spun că nici de data asta nu pleacă nimeni acasă, nu avem nicio eliminare, doar că Bianca este favorită. Mai departe, vă las pe dumneavoastră să vă lăsați părerea în comentarii, eu nu vreau să comentez nici de bine, nici de rău. Cei care sunteți în măsură să comentați, sunteți doar dumneavoastră publicul. Deci, prieteni dragi, în data de 11 iunie, mă repet, Bianca câștigă cecul, nicio persoană nu va fi eliminată și Casa iubirii merge înainte. Prieteni, cam acesta a fost vlogul. Numele meu este Alin, iar eu ca de obicei vă doresc multă multă sănătate și haideți cu cât mai multe like-uri să bătem orice record la acest videoclip și distribuiri cât mai multe în vloguri. Multă sănătate și să ne auzim cu bine la următorul vlog. La revedere.